Mâine, Colegiul Județean de la Sindicatul Învățământului Preuniversitar Buzău se va întâlni într-o ședință operativă la Colegiul Mihai Eminescu, începând cu ora 10. Deși autoritățile au dat ca sigură deblocarea plăților pentru salariile restante câștigate în instanță de cadrele din Învățământul Buzoian, până la această oră nu s-a concretizat nimic, iar banii nu au intrat în conturile unităților școlare. Asigurările, spun, sunt îmbucurătoare, în sensul că până mâine avem promisiunea că banii se vor regăsi în contul ordonatorilor terțiari de credit. Rămâne să se concretizeze acest lucru, ca mâine să fim în măsură să luăm o decizie în cunoștință de cauză. În caz contrar, noi ne ducem în continuare angajamentul acela de a propune mișcări de protest dacă banii nu vor fi virați în conturile noastre.